Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre, vom vedea, ce evenimente, ce trăim, ce ni se arată pentru acest sfârșit de an. Jumătate de octombrie cât a mai rămas, noiembrie și decembrie, da? Ca să ne pregătim, evident, pentru finalul acestui an și pentru anul care vine. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Eu zic că se vede în principiu, da? Chiar să le pun așa. Hai să încerc să le pun și... Hai. Stric decorul cu... Vedeți? În principiu. Da? 1, 2, 3. Un pic mai dezordonate, vă puneți pauză, vă alegeți. Eu, între timp, pregătesc cărțile. Și încep să vorbesc despre numărul 1 sau pentru numărul 1. Poate ați văzut, ați tras cu coada ochiului, a vrut în timp ce ce-am amestecat, a vrut să se arată. Arate! Ei, ela! Numărul 13. Poate ceva pe 13 să se întâmple. 13 octombrie a trecut, abia a trecut. Probabil că 13 octombrie poate marchează o etapă în transformarea unora dintre voi, un final, ca să renașteți într-o nouă variantă, mai bună să sperăm, da? Poate pe 13 noiembrie, poate pe 13 decembrie, 13 pentru unii dintre voi, dar trecând peste acest număr, să nu uităm că moartea aduce și renaștere, da? Posibil să fie ceva legat de scorpion, în zodia scorpionului să simțiți această transformare mai intens sau acest final, dar repet, cu potențial de renaștere. La capătul setului de cărți, ia uite, a vrut, nici n-am apucat să mă uit la capăt, că a vrut să se arate 13, 13, nu 13, dragă, e la ce ai, 3 de spade, o dezamăgire. În legătură cu cineva la distanță, eventual, care nu vrea să se deschidă și din cauza că nu vrea să se deschidă, da, analizează acest personaj, toate stele la care îl supuneți eventual, 7 de cupe, visează, are opțiuni, dar cel mai mult visează la voi și ar dori să comunice emoțional și ar dori să vă aleagă, probabil că încă în momentul în care s-a întâmplat dezamăgirea nu v-a ales, posibil cu valetul de cupe să fie în discuție și un copil sau necesitatea unor scuze. Dar totuși, dragii mei, la capătul setului de cărți este împărăteasa. Sunteți voi femei divine. Bărbați, femei, nu contează. Sunteți voi frumoși. Plini de dragoste, nu uitați. Chiar dacă treceți prin decepții, că vă și 5 de cupe, iar la distanță, 5 de cupe, 3 de spade, iar mai comunicat sau ați mai comunicat, și tot la lacrimi ați ajuns pentru că cineva, repet, nu a ales. Ați văzut doi de bâte? Uite, e acel personaj, trebuie să aleagă. Către cine dă? Împărăteasa. E etalarea pentru voi și o preiau ca fiind energia voastră. Interesant, la capătul setului de cărți, 10 de cupe. Cineva vrea să spună că vă iubește, că vă place, că vă adoră. Acum vrea. Că reușește, că nu reușește, vom vedea. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin pentru cei care ați ales numărul 1. Mai amestec o dată, da, în fața voastră. Aha, ok, așa vrei să fie, așa vrei să fie. Tăiem. Și începem. În octombrie ce aveți? Asul de bâte, hopa, adică jumătatea lui octombrie, turnul este vă zdruncină rău. Ieșirea din retrogradare. Vă zdruncină rău. O pasiune teribilă. Wow! Mai iau? Jumătatea lui octombrie. Hap. Da. Hai, tot îmi vine să trag cu coada ochiului, dar... Mai, asta e, am tras cu coada ochiului. Cine m-a pus? Câte cărți am luat? 2, 4. Hai să fie așa. Ok. 5, 1. Mai
jumătatea lui octombrie se termină cu dragoste, cu lacrimi. Vai, la capătul setului de cărți, cineva vă iubește mult. Regele de cupe, dar nu arată, știți că în general regele nu arată, regele de cupe arată foarte puțin, mai ales dacă are și marcaj în scorpion sau rac, inclusiv pești sau oricine ar fi. Cineva care vă, nu contează, adică nu trebuie să aibă marcaj, am zis marcaj, nu zodie, țineți minte. Dar, chiar dacă nu are marcaj, ceva se întâmplă pe luna voastră, luna lor, vă... Wow, deci vă simt în profunzimea sufletelului inimii lor și totuși nu arată. Pe de-o parte sunt și înfricoșați de această dragoste, de aceste emoții. Nu le înțeleg, nu le-au mai trăit, da? Iar, 3 de monede pe care le-am văzut mai devreme. Deci la jumătatea lui octombrie, prin ce treceți? Posibil că ați simțit acest as de bătăi, l-ați simțit, nu în sensul acela, da? La care unii poate vă gândiți, nu. L-ați simțit în energia voastră, că ceva se declanșează, niște scântei se aprind între voi și cineva. Posibil la drum cu cavalerul de cupe, dar nu uitați că acest as de cupe, de bâte. Acest as de bâte are în spate multe emoții. Cine simte această atracție teribilă, simte și emoții. Dacă voi ați simțit, ați vrut să comunicați chestiunea asta, dar celălalt probabil a fost un pic supărat, depresiv, ceva s-a întâmplat, nu a primit această ofertă, da? Asul de cupe și din cauza asta v-ați separat. A apărut turnul, explozia. Acum! Nu pot să-mi apreciez dragostea, pasiunea, tot ce simt eu pentru tine. Glumesc. Dar apare explozia, da? Zdruncinarea unor eventual... mersi de inspirație. Aceste emoții intense, mai puțin profunde la început, e totuși un cavaler, dar mai puțin profunde, intensă este atracția fizică. Dar, repet, vine mână în mână cu sufletul acesta care se deschide, care începe să vibreze în preajma reginei de cupe. Regina de cupe care vedem cupe și foc. Este și pasională, dar și emoțională. Îi atingeți și sufletul, le atingeți și acel Marte, casa, eu știu ce, case foarte sexuale, se aprind pentru voi acești, nu știu, acest personaj, nou personaj, da? Dar, repet, este un turn. Și este un turn tocmai ca să conștientizeze acest personaj cât simte pentru voi. Pentru că, uitați, după turn, după tăcere, 4 de cupe, poate să fie dezamăgire, da? O ofertă, da? Oferta, cavalerul de cupe pierdută, da? Pasiunea parcă crește și mai mult. Dar și dragostea, dragii mei, pentru că e un as de cupe. Ideea este că după regele de monede, de bâte, apare 8 de monede. Posibil întâlnirea să fi fost la locul de muncă pentru unii dintre voi, nu obligatoriu. Dar personajul acesta de care vă separați și cred că astfel de cupe, într-o formă sau alta, înseamnă și împăcare. Înseamnă și vindecare. Că se vindecare separată, că aduce împăcare, veți trăi și veți vedea, dar... Mai se termină luna, începe cu pasiune și se termină cu emoții copleșitoare. Cineva trebuie să scoată din suflet tot ce simte, să exprimă. Ia, hai să vedem. Ce vreau să mai spun, acest personaj conștientizează că nu e doar o scânteie, o flăcăruie, este mai mult. Este un foc care mocnește și care îl transformă, apropo de moartea pe care am văzut-o, e tot un 8, tot casa 8 a scorpionului. Și își dorește să se transforme. Eventual, vedeți ce frumos, regele și regina, prin pasiunea care s-a născut între voi, ceva se transformă. Pe de-o parte, felul în care munciți voi doi în relație se transformă. Chiar dacă sunteți zdruncinați 8 de monede, sugerează că puteți să reconstruiți acest turn. Și altfel, poate mai frumos, da? Ar vrea să muncească, să se implice, da, în relația cu voi, repet,
Nici nu știu exact ce să zic. Am vrut să zic în primul rând datorită pasiunii, dar apare și asul de cupe. E destul de greu de sesizat. Dar totuși, cu, ia uite, e foarte îngrijorat acest personaj. Interesant, este căsătorit. Ia uite, regele de spade, am zis că poate să fie oricine. Oricine, regele de spade. Marea preoteasă, v-ați întâlnit într-un mod misterios, nu musai secret. Șase de cupe, o întâlnire, repet, de câte ori pot, care vine din alte vieți. Și pentru că ați mai trăit împreună, iar se vede un trei de monede la locul de muncă pentru unii, dar nu obligatoriu. Unul poate este artist, unul poate mai sensibil, în fine. Întâlnirea aceasta misterioasă, în care unul dintre voi are calitatea, marea preoteasă, dacă vă simțiți mare preoteasă, are calitatea să deschidă suflete în momentul în care se întâlnește cu anumite persoane. Și acest personaj, regele de spade, foarte rațional, foarte inteligent, loial, da, că e și căsătorit sau... Domnule, chiar dacă nu e căsătorit, are un job pe care trebuie să-l manifeste cu respect, cu, da, cu stimul față de el și de colegi, de, eu știu, contractanți. Poate este profesor pentru unii dintre voi. Interesant, marea preotasă și marele preot, într-un fel sau altul, amândoi sunteți profesori, dar unul este mult mai subtil, celălalt este... pe față, într-o organizație, profesor sau ghid sau instructor sau... Mai găsiți-mi și voi alte sinonime. Șef de echipă, de coordonator, da? Cineva cu autoritate, într-o formă sau alta. Și acest personaj a început să piardă nopțile, se gândește, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Uite cât te simt, nu pot să arăt, nu pot să arăt că sunt în această poziție, trebuie să fiu echilibrat, trebuie să fiu corect, trebuie să fiu moral, etic, eu știu, își pune probleme. Și totuși. Clarificăm, aș vrea să clarifici, pentru că urmează și noiembrie, clarificăm asul de cupe. Pentru această jumătate de octombrie, asul de cupe. Odată, de două ori, de trei ori. Au ieșit cărțile așa de frumoase, că de-aia am tras cu coada ochiului, n-ar fi trebuit. Ia uite. Regele de foc, e a doua oară când apare și șase de bâte. Deci acest personaj vrea să vină, da? Vrea să vină să vă cucerească, să muncească în relație, da? Să vă seducă. Poate, dar are ceva de lucru, pentru că nu e ușor să se duci, da? Să cucerești regina de bâte. Ea în sine este cuceritoare, dar totuși tocmai de-aia are nevoie de cineva care pe măsura ei. Mm-hmm. Inclusiv fizic. Înțelegeți, da? Ideea. Ideea e că vă potriviți foarte bine din punct de vedere fizic. Dacă n-ați trăit, veți trăi. Probabil asul de cupe, șase de bâte, iar victorie, împăcare. Ar putea să fie o împăcare. Dorința de a vă cuceri și de a împăca, de a manifesta această dragoste. Repet, este... Da, vedeți? Vă potriviți și regele de cupe și regina de cupe. Doar că nu arată. Arată, preferă să arate pe alte planuri. Da? Pe alte planuri, tot ce simte. La capătul setului de cărți, băi, vedeți cum se așează cărțile? Magnetismul și lumea. Probabil că e la distanță. Și din cauza că e la distanță situația, visați unul la celălalt, ce mai este? Mai vă și steaua, da? Și steaua înseamnă distanță. Dar unii străluciți. Reginele de cupe și de bâte care sunteți aici, împărătesele care au apărut mai devreme, da? Străluciți. Și... ghidați într-un fel sau altul personaje de genul acesta, deși cred că este totuși un personaj special, va fi un personaj special, dacă nu și este, ghidați să-și deschidă sufletul, pentru că ați văzut, era regele de spade și împărat și marele, ia uite, vă și justiția, am deschis și la justiție, întâmplător sau neîntâmplător, da? Și asta înseamnă contracte, dorința de a fi corect, da? Posibil și zodia balanței. Da, am văzut balanță, taur, toate zodiile sunt, dar nu asta e important, voi știți ce zodii manifestați, ideea este că ceva, o nouă dragoste se pregătește, se va exprima,
se va exprima totuși, e și un cavaler de cupe care susține nevoia de exprimare emoțională. Altfel, repet, acest personaj n-a mai simțit așa ceva. N-a mai simțit așa ceva. Este un mister pentru el. Cum poți să întâlnești un om și să simți așa ceva? 6 de cupe, da? Cum poți să simți așa ceva? Interesant. Acum, că turnul reprezintă o separare, dar repet, cu șanse de reconstrucție, tocmai ca să se așeze, să se reașeze structura, că turnul poate să reprezinte trăsnetul. Ia uite, tot apare male preot. Trăsnetul, da? Momentul ăla de, wow, ce simt. Dragoste la prima vedere sau, eu știu ce alte stări. Hai să vedem în noiembrie. Numărul 1. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Noiembrie. Pentru numărul. Uf, așa e vrut, așa e vrut. Regele de spade despre care tocmai vorbeam de lup și uite s-a arătat extraordinar. Face regele de spade acest gest. Wow, justiția, nu vine să credeam, crezut că e altă carte, tot așa justiția. Asul de bute aici este. Probabil că dacă țineam cărțile, le amestecam altfel, ar fi apărut și justiția un pic dezechilibrată. Dar, așa simt. Ia uite, exact ce am zis mai devreme, 6 de bute. Se continuă povestea și noiembrie. 6 de bute, 5 de bute, 2 de monede și stea. Wow! Dați-mi voie să mai mă uit. Aici, deci împăcarea. Deci dacă nu se manifestă la sfârșitul lui octombrie, o veți simți cu siguranță împăcarea în noiembrie. Pentru că în noiembrie cineva trebuie să decidă. Ia uite, 2 de spade. Poate că sunteți voi? Poate că sunt ei? Veți trăi și veți vedea. Unul dintre voi va avea un moment de tăcere. Destul de lung. Din cauza acestei întâlniri karmice. Este absolut blocat. Știe care probleme în cuplu, era dispus cu justiția și cu regele de spade și am văzut mai devreme bărbatul divin. Văzusem, mai zi la marele preot, da? Probabil că era într-o căsătorie cu probleme, se ajuta unul pe celălalt și totuși a venit acel trăsnet, acea pasiune, reapare asul de bâte. Și îi tulbură, pentru că, uitați, se gândește tot timpul, nu știe cum să găsească soluții. Cu 2 de monede și justiția, mai ales dacă sunt căsătoriți sau într-un contract, nu găsesc soluții la această situație. Aici puteți să fiți și voi. Scârție relația o perioadă, cât timp tăceți, scârție. Sunteți în frig, e o imagine simbolică, evident. Sunteți în frig, da? Dar totuși, în noiembrie, acest personaj este foarte hotărât. Când va arăta, veți vedea. Dar ia uitați ce are în spate. E el rece, dar în spate, ce foc are. Și are și o doză de foarte îndrăzneț, să nu credeți cumva că dacă tace și nu acționează, nu are curaj. Se pare că are curaj. Acest personaj și sunt două elemente masculine, da? Acest personaj chiar este hotărât, pentru că la 6 de bâte de obișnuit să cucerească, să aibă victorii. Este hotărât să aibă și plănuiește, dacă asta face regele de spade, plănuiește. Întăcerea respectivă care va fi sau care este să nu cumva să desconsiderați adversarul. Vorba vine că totuși în dragoste nu e o luptă, dar de ce, apropo, să ziceam, în dragoste nu e o luptă, dar... Uite așa, zicând de dragoste și de luptă, mi-aduc aminte de o melodie, Zion, Pillow Talk. Da, poate își doresc să stea de vorbă cu voi noaptea. Despre niște chestii care țin de atracția dintre voi. Așa a venit ghidajul, dar... Se vor lupta ca să ajungă la acești 6. 6 este ce în mintea lor și ce plănuiesc.
Da? Ca să înțelegeți de ce a apărut mai întâi 6 și apoi 5. Și sunt pregătiți să vină să se lupte, să exprime ce simt. Da? Și să exprime nu doar ce simt, și situația în care sunt, și cum încearcă să fie corect și să aleagă corect. Sunt conștienți că trebuie să se lupte pentru voi, mai ales dacă, doamnelor, sunteți aici în această postură de stea, steluțe, cum o să fi? Steluța, luminița, da? Dacă ești aici, asculți, ești strălucitoare. După cum vedeți, finalul este asul de bâte și steaua. Își doresc acest început pentru că simt că este predestinat. Simt, da, și șase de cupe înseamnă împăcare, repet, întâlnire din alte vieți. Că poate n-are habar de alte vieți, de suflete perechi, gemene, flăcări, eu știu ce mai sunt acum pe toate... Nu? Și pe la mine m-au apărut titluri de genul acesta. Ideea este că acest personaj o perioadă va încerca, amândouă, ia uite și balanța, are responsabilitatea a două suflete. Aici mai are responsabilitatea a două, cel puțin două situații, să zic, jobul și familia, jobul și viața personală, da? Dar totuși nu simt nevoia să mai clarific pentru că se termină cu asul de bâte și steaua. Acest început sau reînceput este predestinat. Acum că tot să fiți împreună, nu zic că o să fiți până, știi, până moartea vă va despărți. Și nici nu-i normal să fim așa decât în anumite cazuri. Dar rămâne de văzut. Ce alte mesaje mai primim pe parcurs? Deocamdată am făcut despre evenimente în noiembrie. Nu știu de ce am simțit nevoia, pentru că au fost tași ea și s-a arătat pasiune și dragoste. Poate că n-ar fi fost normal să vorbesc doar despre așa ceva, dar așa am fost ghidată. Este ceva ce se pregătește acum, în această perioadă. Octombrie-noiembrie. Ia, hai să clarificăm. 6 de cupe. O dată, de două ori, de trei ori. 9 de spade, mult stres! Ați văzut mai devreme, da? Dați la octombrie, cum se vedea. Mult stres, 9 de spade. Cum să vină să exprime? Și nu doar, repet, nu doar emoții, am spus și în octombrie, se repetă într-o formă sau alta și, da, uitați aici. Vine cu această cupă. Dar are și multă pasiune și încredere și determinare. Chiar dacă se stresează cu 9 de spade. Se stresează, asta e. Poate că și voi vă stresați. Dar dacă vor fi momente în care vă stresați, vine, nu vine, recitiți. Ia uitați mai unde s-a oprit la faetonul care... Și iar distanță 3 de bâte. Faetonul care merge către stea, schimbare de destin, întâlnirea dintre voi, că tot am văzut roata norocului, da? Asta e schimbare, este, de fapt, această întâlnire este justiția divină, nu faptul că sunt ei căsătoriți, aia nu e justiție divină, aia e karmă, pentru că justiția înseamnă și karma, să nu uităm că sunt două talere, da? Karma și dharma. Ce au trăit până acum, contractul de până acum a fost karma. Și dacă vor continua, vor primi în continuare karma. Până se trezesc. Pentru că stea înseamnă și o formă de trezire, da? Și turnul înseamnă o formă de trezire. Aceasta este justiția divină. Așa că, lăsați-i să aleagă în liniște. Pentru că vor veni. Vor veni. Ia uite. Și în secret, ia uite, în secret, luna, primesc, asta e cartea pentru spânzuratul, primesc această inspirație, încep să se topească, da, e o carte care îmi place foarte mult, încep, mai ales personajul din imagine seamănă cu un rege de spade. De fapt, dacă vedeți aici, da, este de fapt din gheață, dintr-o formă de gheață astrală, mentală, da, începe să se topească. În preajma femeii sale divine.
Mare mirare să nu fiți și voi regine de spade, că sunteți și de cupe și de băte și puteți să fiți de spade într-o formă sau alta. Interesant că tot a avut împărăteasa chiar de la început. Hai să mai vedem pentru noiembrie. Interesantă, chiar interesantă. Deocamdată destul de faină, pozitivă. Ar fi de comparat și etalarea pentru anul 2021. E acolo într-un playlist. Să vedeți. Poate sunt detalii la ceea ce am spus atunci. Sunt convinsă. Ia uite, ați unde am separat temperanța și împăratul. Împăratul trebuie să crească spiritual, să se descopere, e o lumină, trebuie să-și afle puterea și trebuie să se vindece de tendințele sale, de a avea control, de a se implica tot timpul în responsabilități. Da? Hai să vedem numărul 1 pentru decembrie. O dată, de 2, de 3 ori. Acum tăiem. Ia uite, cineva e un pic defensiv cu anumite lucruri, probabil. Hai să vedem. În decembrie, 5 de cupe. Cavalerul de cupe. Justiți exact în aceeași poziție. Interesant, vedeți? Și cavalerul de cupe tot în aceeași poziție. Și 8 de monede. Interesant. Turnul. Ah, ce frumos, eram îngrijorată. Magicianul și justiția deja în fiori. Balanță gemeni pentru unii, semn de foc, cavalerul de bâte. Wow, dar ce căzi până la urmă. Extraordinare, a treia oară. Când, cred că vrea în fiecare lună să vă cucerească. Și calmează-te, Ela, calmează-te. Ia uitați-l ce lasă în urmă. Urmează după 6 de spade, urmează 10 de bâte sau în paralel. Da, 10 de bâte? Da, de bâte, nu vreau să zic o fiș de bâte responsabilități. 10 de spade, 3 de spade. Are multe dezamăgiri și roata norocului. Acest personaj simte că această întâlnire n-are cum să fie ratată. Ia uite, vrea să se lupte. Da, vrea să se lupte să construiască ceva. Măi, ia uite, să ofere... Să vă ofere vouă, femeilor divine, implicarea sa totală. Bine, pas cu pas, evident. Wow, dar ce cărți! Cine m-a pus, domnule, să trag cu ochiul? Dar am vrut să văd, da? Deci acest personaj chiar vine să vă cucerească. Și probabil că va trebui, de-aia apare 6 de bâte în fiecare lună. Deocamdată. Probabil că până la sfârșitul anului și-a stabilit că vrea să manifeste această justiție divină, să-și echilibreze viața. Într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți, iar apar, ia uite, împăratul începe să... Dragii mei, împăratul, acest bărbat începe să simtă, de fapt, că poate are mai multe... Are multiple potențiale, să zic așa. Pentru că dacă până acum a fost regele de spade, poate și regele de bâte sau marele preot, da? Acum este și împărat, este și magicianul vieții sale. Trebuie să-și descopere latura sa divină. Și ca să ajungă la latura divină, trebuie să treacă prin dragoste. Dacă este regele de bâte, l-am văzut, da? Regele de cupe, l-am văzut. Regele de monede. Orice ar fi. Deci ca să ajungă la creștere, la împăratul, varianta sa superioară, trebuie să treacă prin această dragoste necondiționată. Este o distanță între voi, pe de-o parte. Poate sunteți voi regii de cupe, nu contează, dar sunt elemente masculine totuși. Și în spatele împăratului, ia uite, vrea să o ia de la zero, da? Ia uite, și lumea și zero, da? Să înceapă o nouă lume și să renunțe la responsabilitățile care i-au fost puse în cărcă de unii de alții sau și le-au asumat că sunt oameni responsabili, pentru că vrea să simt, iar un alt channeling, sper să nu uit, să pun, I want to know what love is. Da, o să pun melodia. Da, e o melodie rock foarte veche. Acest personaj vrea să simtă dragostea, n-a simțit așa ceva. Wow, ce channeling, mersi, mulțumesc mult. Deci în noiembrie, dacă s-a plâns, dacă se regretă, se retrăiește un 3 de cupe,
despărțirea sau trei de spade, da? Eu știu din ce motive, da? Separarea aceasta despre care am vorbit în octombrie, încă mai vibrează în decembrie ca și din când în când sunt stări emoționale. Mai plângeți. Pentru că v-a durut separarea aceasta. Să știți că oricum, după cum arată cărțile, veți lăsa în urmă și separarea și poate este o altă separare a lor de altcineva, a voastră de altcineva, pentru că veniți împreună și nu că e doar un as, a fost as, da? Și în octombrie și noiembrie. Acum deja se lucrează. E a doua oară când apare 8 de monede. Apare prima oară când apare magicianul. Se vrea manifestarea dreptății în relație cu voi. A darmei, nu a karmei, repet. Și pentru asta personajul este dispus să vină, să vă cucerească. Avem doi cuceritori aici, da? Și un magician, da? Un magician care iar vrea să-și folosească toate instrumentele ca să facă dreptate și să muncească în relația aceasta. Eu așa simt. Vedeți, iar și regina de bâte se duce. Cucerește, da? Acum, amintindu-mi că ați avut voi regina de cupe și regina de bâte, puteți să fiți voi care lăsați și voi brusc în urmă lacrimile și regretele și hotărât și voi să vă exprimați emoțional, să faceți dreptate într-un fel sau altul și voi să munciți în relație cu acest cavaler ca să aveți victorie. Am senzația că cu 6 de cupe, cum s-a terminat în octombrie, amândoi veți munci. Vă veți implica. Hai să vedem. Aș vrea totuși să văd. Clarificăm 5 de cupe și turnul eventual. 5 de cupe. O dată. De 2. De 3 ori. Water, water. Prea multe emoții. Ce să zic, sunteți prea sentimentali și dacă sunteți nu e rău să fiți sentimental, dar intrați în varianta bună, cavalerul de cupe, nu cea 5 de cupe. Probabil că emoțiile astea vă copleșesc pe amândoi. Eventual, după prima întâlnire de destin, prima întâlnire dintre voi, roata norocului, apare o perioadă de așteptare. Și nu în sensul tăcerii, musai, în care lucrurile se construiesc mai greu, pentru că trebuie reașezate. Dar ce mi-a plăcut la această carte este un portal prin care veți trece 7 și 8. Veți trece prin acest portal ca să vă transformați amândoi, da? Și ce e iar interesant, este ca un nou, veți crea o nouă lume. Interesant. Clarificăm, te rog frumos, justiția. Odată. De 2 ori. De 3 ori. Oho! 7 de spade. Cu magicianul. 3 de spade, 3 de bâte. Mai dăm o carte pentru acest. Eu cred că 7 de spade ține de faptul că acest personaj nu a exprimat până acum. Mai dăm o carte pentru 7 de spade. O dată, de 2 ori, de 3 ori. 4 de monede. Ține la voi, dar nu a arătat. Repet, dacă nu a arătat, să știți că e un contract în spate. Este, da, poate să aibă și niște tendințe manipulatoare și astea, cum să zic, pot să fie moșteni. De fapt, toate tendințele manipulatoare le moștenim de la părinți, să știți. Și de la prieteni și de la, în mod special de la părinți, rude și cine a fost în preajma noastră când am crescut, da? Probabil că are marcaj în gemeni, acest personaj în balanță.
Și știți că uneori, nu o regulă, dar uneori, zic așa delicat, anumite semne cu marcaj puternic în aer fug de emoții. Pentru că emoțiile nu pot fi explicate prin rațiune. Și au nevoie să raționeze, să explice totul, să găsească definiții. Și aici este 4D. Iar 4 de monede pentru mine, acel împărățel care apare în tarot, este un personaj care nu e obișnuit să se deschidă emoțional, care e obișnuit să țină la bani, la tradiții, și asta e tradiția, justiția, contractul, căsătoria în care sunt ei, i-au învățat să fie închiși din punct de vedere emoțional și uite așa, într-un fel sau altul, dragii mei, să păcălesc pe ei înșiși. Dacă vi se pare că aici este supărarea, știi? Dacă vi se pare că v-au păcălit, au fost manipulatori, nu cred că asta este dorința lor, da? Cea mare, cât este o transformare prin care trebuie să treacă și atunci s-au întâlnit cu voi tocmai ca să-și deschidă sufletul. Ia uite, 4 de spade. Analizează. Mult timp va analiza momentul acesta de turn, iar apare turnul. Separarea care se produce între voi. Uneori sau s-a produs, sau urmează să se producă o separare, dar simt că este temporară. Mai dăm o carte. Pentru 7 de spade și 4 de bătălie de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, 5 conflicte aici este. Sunt conflicte mentale. Ce să facă? În această carte, dacă vedeți, am pus o altfel de inimă. Aici este. Probabil că acolo, în acel contract, în acea căsătorie, acolo arată o inimă care de fapt nu este a lor. Da? Tocmai pentru că s-au obișnuit să nu se deschidă. Și din cauza că în preajma voastră își simt adevărata inimă, nu cea pe care au construit-o ei sintetic, artificial, da? Din necesitate, apar conflictele, mulțumesc de inspirație. Ia uite, dar ce de conflicte? Pentru că există și obsesia, Lilith. Lilith, e obsesie, e o tentație. Regele de spade, despre el vorbim, da, aici îmi place, e frumos. Da? Regele de spade, care iar asul de bâte, simte această pasiune și gândește, judecă, pasiunea îi renaște. E obsedantă. 9 de spade, nu doarme noaptea, se gândește. Aici este. Și totuși, da? Ce face acest personaj care simte că vibrează, că trăiește pentru prima oară? Vrea să muncească, să vă cucerească, repet. Dăm o carte și pentru magician ce vrea să manifeste odată. De 2 ori, de 3 ori. Ia uite, extraordinar, măi, deci nu se poate. Vedeți ce carte a venit? Vedeți ce carte vrea să manifeste pentru prima oară vulnerabilitate, pentru că știe, simte că voi îi vedeți altfel decât au construit ei acea inimă falsă, acea imagine, da? Dragoste. Și nu că au vrut să trăiască în minciună, nu. Așa au fost învățați. Scuzați-mă dacă mă ridic vocea, da? Așa au fost învățați. Că de fapt aceea e dragoste. Și nu doar ei, și noi, majoritatea. Să nu ziceți că n-ați trecut și voi prin așa ceva. Până să vă maturizați și până să înțelegeți de fapt ce înseamnă dragoste adevărată. Unii înțeleg mai devreme, alții mai târziu, în funcție și de baza lor emoțională. Dar acest personaj, chiar dacă are bază emoțională, a fost să fie întâlnirea cu voi. Da? Vrea să manifeste deschidere. Ia uitați, vedeți corpul în interiorul acestui cerc magic, da? Care există în jurul vostru, este roșu, este prins, aprins, aprins, în rest este alb, este rece. Steaua. Pentru că, ia uite, și asul de monede și vrea și o relație de lungă durată, da?
Prințesa de pământ, da? Sau valetul de pământ, de monede. Dăm și pentru, te rog frumos, o clarificare pentru 6 de fructe odată. De 2 ori, de 3 ori. 2 de monede aici este. Trebuie să aleagă, dar va alege victoria. Va alege victoria aia, cel 2 de monede pe care l-am văzut și în octombrie. Va alege, cu fiecare mișcare va alege, da? Apare, apare. Și să nu uităm că în spatele acestor monede este un... Este tot o monedă. E un alt cerc, e tot o monedă. Este un început, de fapt. Extraordinar, magicianul și asul de cupe. Ce am zis mai devreme, magicianul și deschidere, da? Că de fapt asul de... Asta înseamnă dragoste, deschidere. Împăratul vrea să iubească. Frumos. Veți trăi și veți vedea și aștept să-mi povestiți. Ah, nu știu cum să fac. Să, poate și pe site să găsesc o opțiune în care să-mi povesti și să rămână de citit și pentru alții poveștile voastre de viață. De dragoste, în mod special. Aș vrea de dragoste ca să și manifestăm dragostea. Cu cât vorbim mai mult de probleme, cu atât ele rămân în preajma noastră. Cu cât vorbim mai mult de dragoste, cu atât se manifestă. Da? Cât am vorbit, dragii mei, cam atât. Este suficient. Vă pup, sper că v-a plăcut. Bună ziua, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Uitați ce cărți au venit. Ia, stai, unde era? Aici era, da. Deci, în primul rând, 5 de monede a vrut să se arate. Niște probleme în cuplu, probleme financiare, poate chiar și de sănătate, dar ceva scârție între voi și cineva. Și apoi, încă două cărți, Cavalerul de Bâte și Valetul de Spade. Eventual, investigați ceva legat, ia uite, poate să fie și o a treia persoană, 5 și 3, da? Voi scârțiți în cuplu și apare o altă persoană care începe să vă dăruiască ceva. Și se naște o pasiune, o pasiune teribilă. Dar Cavalerul de Bâte nu se duce doar, deși e impulsiv, conform impulsurilor, e un alt fel de cavaler, este un pic mai mental, nu doar impulsiv, e și impulsiv, dar și mental, studiază un pic. Subiectul, terenul, unde se duce. Interesant. Regele de spade, am zis semn de... Da! Iar semn de pământ, conflicte. Conflicte pentru că unul e căsătorit sau are o mamă cu care are discuții sau o femeie, da, stabilă în viața așa, și apare o altă femeie independentă, căreia i-ar dori, ar dori să-i ofere... Wow! Să-i ofere și dragoste și stabilitate și adevărul său. Wow, dar ce cărți! E o separare între voi și cineva, 8 de cupe, 5 de monede. Ar putea să fie aceeași separare, deși cred că este o separare și între... Deci problemele din cuplu există, dar e o separare și între voi și al treilea element, al șaselea element, eventual. Ar trebui și eu să revăd filmul al șaselea element. Al treilea element. Deci era 6. Ah, interesant. Haideți să rămână 6, că era 6 de monede, al șaselea element. Poate e ceva acolo, un mesaj special pentru voi. Mm. E un personaj mai alien? Mm. Nu neapărat. Depinde. Depinde. Poate o avertizare. Poate cineva, așa simt acum nevoia să vă povestesc, acel personaj roșu din 6 de monede, a treia persoană care apare și care începe să vă dăruiască, vă dăruiește ceva care ține de informații, care vă avertizează, apropo de al șaselea element, vă avertizează ceva. Deci acel personaj vă este util. Dacă l-ascultați. Hai să-mi amestec o dată numărul 2. O dată. Bană. De două ori, de trei ori, numărul 2 în octombrie, 2 de monede, sunt, nu de monede, măi, Ela, ce ai? 2 de bâte, 6 de bâte, vine cineva, da? 6 de bâte, 6 de cupe, iar e o întâlnire cu un suflet pereche și cavalerul de spade. Judecata,
Regele de cupe. Wow. Asul de bâte. Și patru de spade. Ca și final, renunțați totuși la niște responsabilități. Da, dacă sunteți într-un contract, job sau căsătorie, vă cam apasă, da. Vă luptați cu acest contract, cu aceste responsabilități. Ia uitați, vă luptați. Poate chiar în cuplu vă luptați, dacă nu vă luptați, poate și la job, vă luptați cu voi, eventual vă luptați și cu impulsurile, că tot am văzut cavalerul de bâte care încearcă să fie analitic. Stai, dar de ce simt eu ce simt pentru X-ules cu X-uleasca? Da? Ia. E totuși o reținere. Dar, totuși, vom vedea, se va hotărâ că este cazul să vă implicați într-un nou destin. Wow, s-o las de la zero, am zis nou, iau ce frumos, mersi. Deci am început să canalizez corect. La capătul setului de cărți, 9 de bute, spânzuratul, 10 de cupe. 2 de cupe, mamă! Mai de mine, vai de mine și de mine. Mai, dar pe cine ați întâlnit, dragii mei? Wow! Dar pe cine ați întâlnit, dragii mei? Dar pe cine ați întâlnit, spuneți-mi și mie, trăsnet. Da? Erați singuri, da? În lumea voastră, da? Cu probleme materiale. Poate chiar vă transformați de ceva timp, dar dacă nu, dragostea aceea. E o dragoste care vă transformă. Flacăra voastră geamănă, că tot am făcut etalare pentru flăcări, gemene, sufletul, un suflet pereche, darmic, vă transformă dragoste într-un mod teribil. Vă transformă felul în care gândiți despre ce înseamnă stabilitate. Nu doar în cuplu, în general. Vă pune într-o meditație și vă provoacă la niște lecții spirituale foarte intense. Trăsnetul este că mai vă îndrăgostiți? Nebunește. Da, vedeți cum arată cărțile. Trăsnet. Soarele, Marea Preoteasă, într-un mod... Băi, dar cum a apărut acest personaj? Că efectiv mă obsedează. Deși e totul frumos, dar apare și o obsesie. E un mister cum a apărut acest... Și apare într-un mod misterios, apare și trezirea voastră. Se declanșează, poate chiar Kundalini pentru unii, dar începeți să simțiți lucruri care țin de intuiție, să aveți vise, premoniții, din cauza acestei iubiri obsedante. Și pentru manifestarea acestei iubiri trebuie să faceți multe sacrificii, dar sacrificiul, de fapt, ce face în această carte superbă, iar cană majoră, dragii mei, să vă luptați într-adevăr cu blocajele, să fiți rezistenți, tenaci în această dragoste, trebuie să fiți acel Chiron, da, ați trecut prin multe, arătați experiența prin care ați trecut și luptați-vă până la ultima ființă pentru că merită, pentru că ce înseamnă aceste sacrificii, iar amândouă blocaje într-o formă sau alta, vă trezesc din punct de vedere spiritual. Iar telepatii, vise, chestiuni de genul ăsta. Și am vorbit doar de un final. Acum, jumătatea lui octombrie începe cu un moment clar în care trebuie să judecați. Ce fac, domne? Pe cine aleg? Persoana cu care am stat, proiectul în care am stat, situația în care am stat în cetate. Băta este legată de cetate, pasiunea. Da? Atracția aceea pe care ați simțit-o la un moment dat față de cineva este legată de o tradiție, de o construcție, sau aleg buta liberă, sau aleg o direcție în care poți să construiești ceva nou, că tot primezi niște informații, judecata, și ia uite, primești și pe calea aceasta de la Sfântul Gabriel, renașterea, da? Moartea și renașterea, măi, dar prin ce treceți, da? Și veți alege totuși să mergeți, să vă împăcați cu cineva față de care simțiți, luați această bătă, simțiți această și dragoste și pasiune teribilă. Poate vin ei, evident că poate să și fie invers. Dar așa am simțit nevoia să citesc, așa. Acum vedeți că poate să fie și invers, da? Dragoste profundă și pasiune. Iar simțiți că
Eventual, personajul care vine este un personaj, hai să încerc să interpret, nu să încerc să transmit și alte mesaje. Personajul care apare în viața voastră, da, acela trăsne, super, super ex, cali, cum îi zice, da? Că nu mai știu cum îi zice. Extraordinar. E mai simplu. Acel personaj chiar e extraordinar pentru că atrage atenția. Cred că o să apară și steaua la un moment dat, presimt, așa simt. Atrage atenția, este încrezător, are victorii, e atractiv, dar este și foarte profund. În spatele acestei imagini publice, asta e imaginea publică la locul de muncă și așa, în viața de zi cu zi, este un personaj foarte profund, un ocean de emoții în sufletul lor, din care unii care sunt în preajma acestui personaj, văd doar o parte. Da? Acest personaj simte atracție pentru voi, simte că este ceva special, că v-ați mai întâlnit undeva cândva. Era un film care mi-a plăcut teribil, dar nu mai știu unde găsesc, dacă cineva găsește linkul. Undeva cândva. Vai și ce actriță superbă! V-ați întâlnit și în alte vieți. Nu e musai deja vu, dar vă auziți emoțiile, vă simțiți atracția, ceva așa de ca și când, ce imagine am, de ca și când pe apă plutește un foc sau în apă este un foc. E absurd, da? Focul teoretic este stins de apă, dar la voi este o combinație care merge. De ca și când s-ar manifesta contra legilor acestea pământene, naturale. Și spre sfârșitul lunii, după o îndelungă analiză, se va discuta ceva, voi ei, amândoi, se va discuta ceva. Cineva analizează, repet, posibil voi, că începem totuși etalarea despre voi. Sau ei. Sau amândoi, hai să zicem așa, pentru că veți trăi și veți vedea, este un colectiv. Analizează, vrea să discute despre tot ce simte și despre acest consum teribil de energie, în primul rând datorită faptului, pentru că datorită faptului că mai sunt alte responsabilități în preajmă, alte lupte de dat, ce facem? Ne implicăm în această poveste sau ne implicăm în luptele pe care le avem zi de zi, la job, acasă, în karma noastră? La 10 de bâte e un semnal bun, pentru că cineva vrea să lase aceste bâte să manifeste una, să manifeste victorie. Hai să vedem ce alte cărți. Ah, hai să mai și clarific. Clarifică în 10 de bâte, da? Clarifică în 10 de bâte odată, pentru numărul 2, de 2 ori, de 3 ori. Doi de cupe! Yes! Da, vreți să lăsați responsabilitățile să vă întâlniți cu acest suflet pereche. Wow! Regina de cupe și regele de cupe. Dar e o regină de cupe foarte pământeană. Da? Dacă voi sunteți aici, persoanele acelea responsabile, ceva în voi se... Nu, n-aș spune să ziceți. Nu se crapă. Explodează. Și apare un izvor de apă. E un potențial frumos. Eventual, cum a spus mai devreme, acest personaj, rege, regina de cupe, pentru cuplul vostru divin, da? Foarte sensibil, are totuși o carapace pe care totuși nu poate să o mențină în preajma voastră. Yes, îmi place, îmi place. Vreau povești de dragoste, dragii mei. Da, eu vreau povești de dragoste. Dacă voi nu vreți să vă fie de bine, căutați în altă parte. Eu vreau povești de dragoste. Pentru că lumea aceasta, dragii mei, are nevoie de dragoste. Din acest motiv, lumea este plină de suferință în acest moment. Da? Pentru că oamenii au uitat să se iubească. Și în acel frumos și înălțător cuvânt, aia înseamnă iubire de aproapele. Hai să vedem.
Dragii mei, cei care ați ales numărul 2, pentru noiembrie, să ne amestecăm o dată, de două ori, de trei ori, să fie un videoclip lung. 9 de, vedeți, revine 9 de băte. Magicianul e frumos. 8 de spade și cavalerul de monede. 2 de cupe. Aici, acest blocaj care apare în calea acestor suflete perechi și totuși cavalerul de cupe vrea să exprime, să manifeste dragoste. Dar apar iar 7 de monede, nu de monede, măi. 7 de băte și 8 de spade. Unul dintre voi e defensiv, e regina de cupe, frumos. Și final, 9 de cupe. Yes, yes, yes. Și cavalerul de băte. Yes. Și valetul de cupe, da. Oricine ați fi, voi sau ei, se va comunica, eventual. Cât mai corect, cât mai clar, dar se va comunica și rațional, dar și emoțional. Se vor cere eventual niște scuze pentru întârziere, da? Cavalerul de monede vine foarte greu, apar și blocajele și sacrificiile și așa, pentru că au trebuit luate niște decizii, da? Doi de spade, judecata. Și acest personaj, că sunteți voi, cu marcaj în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, că e altcineva, marcaj, da? Poate să fie și ascendent. Da, se va comunica, repet, și rațional, dar și emoțional, pasiunea și emoțiile care se schimbă. Nu, e un exchange de emoții care vă duc pe culmea culmilor, da? 9 și cu 1, 10, pe care l-am văzut mai devreme. Ce frumos, ce frumos. Îmi place să mai trag cu coada ochiului, da? Da. Da, sunt niște probleme în familie, iar. Oare cum seamănă cu etalarea de la numărul 1, dar un pic invers sau altfel. Da, iar e o situație, al șaselea element, da? Cineva care vă scoate din tradiții sau din, eu știu, ia uite și în spatele și în acele tradiții apar dezamăgire. Sunteți răniți în acea familie, în acea construcție financiară, voi sau ei. Ia uite ce frumos, la capătul setului de cărți, asul de băte, reapare pasiunea regele de băte pentru femeia independentă. 9 de monede sau preîmpărăteasa, femeia care crește spiritual. Da? Și repet, nu este 9 de monede, nu e 10 de monede, nu e tradițională, este 9, este Jupiter, este expansivă și extravagantă, chiar dacă e 9 de monede. Acum, blocaje în care acestor suflete perechi, dar blocajele astea ne fac mai hotărâți, vă fac pe voi, pe ei, mai hotărâți să manifestați ce? Exprimarea aceasta, valetul de cupe. Nu o să fie un cavaler, o să fie un valet, dar nu contează, că până la urmă o să se ajungă tot la 10 de cupe, tot la bucurie, da? Se dorește această exprimare. Chiar dacă, iar, e un stres mental, cum să se manifeste în practic și pe termen lung toate lucrurile care se simt, pasiune și emoție. Cum să se manifeste? 8 de spade. Cineva trebuie în această... Parcă la voi am văzut trăsnetul, da? La voi, acum, mai devreme, în octombrie, nu? Aici este. Cineva trebuie să se reprogrameze, că sunteți voi ei, să vă reprogramați ca această energie teribilă și această schimbare care vine în viața voastră să se manifeste pe termen lung. Cavalerul de monede. Pentru că așa sunteți obișnuiți, da? Dacă cineva vă blochează, iar 9 de băte și 7 de băte, poate să vă blocheze chiar și gândurile voastre în calea acestei manifestări deosebite, dar cu răbdare deprogramați-vă mai ales la lună plină, lună nouă, da? Pentru că sfârșitul lunii aduce dragoste și stabilitate. Cu răbdare și cu tenacitate, se poate construi ceva frumos în această dragoste. Am văzut parcă la voi mai devreme regele de cupe, acum apare regina de cupe. Dacă sunteți bărbați, ați vrea să oferiți stabilitate acestei femei, care, repet, vă face să simțiți ce n-ați mai simțit până acum.
Bărbatul vrea să comunice. Dar aici este femeia care intră într-o atitudine, interesant mesaj, intră într-o atitudine masculină, într-o energie masculină și eventual blochează, nu neapărat că blochează ca problemele care sunt în viață, nu are o atitudine un pic mai defensivă, nu se deschide chiar din prima. Dar vor fi emoții suficiente cât să și exportați eventual, pasiune teribilă, v-ați lua pe sus răpirea din serai, da? Și v-ați duce amândoi undeva, un câmp cu flori, într-o grădină a Edenului, da. Hai să vedem, clarificăm, hai ce să-mi clarifici. 8 spade, o dată, de 2 ori. De 3 ori pentru numărul 2. Ia uite, 9 ticu pe aici este. Măi, fericirea asta mă, efectiv mă blochează. Cum pot să simt așa ceva? Ia uite, spânzuratul pe care l-am văzut mai devreme, 6 de cupe. 6 de cupe pe care l-am văzut mai devreme, moarte, o dragoste care transformă. Asul de cupe și 4 de monede. O dragoste la care veți ține și la care deja începe să țineți. 7 de bâte. Uf! Uite. Ce este? Prințesa de spade și 5 de bâte. Conflicte. Prințesa de spade. Cine este defensiv este conștient, pentru că la Prințesa de Spade un personaj isteț, da? Care citește, investighează sau cu, și cu stările telepatice, emoționale pe care le aveți unul față de celălalt, da? Știe că vor fi niște conflicte, vor fi niște lupte de dat pentru a avea această victorie 6 de bâte pe care l-am văzut mai devreme, da? Pe de altă parte, poate că felul în care comunică acest personaj creează oarecum conflicte tocmai din cauza că e defensiv. Ar vrea și n-ar vrea. E undeva... interesant, da? Cum comunică vocea? Cum comunică? Dar aici este provocarea acestui personaj. Lase lacrimile, 5 de cupe, regretele, care pot să fie și din alte cauze externe, nu doar ale voastre ca și poveste, și să manifeste faetonul. Alegerea către acest nou destin. Să-și asculte vocea interioară. Aici este și la 8 de spade, nu-și ascultă vocea interioară. Chiar dacă simte 9 de cupe, nu-și ascultă. Și atunci, cu răbdare, veți aveți răbdare și voi și ei, cavalerul de monede, cu răbdare se va construi dragostea, se va produce vindecarea și față de unul și față și pentru unul și pentru celălalt, da? Interesant. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Pentru. Am zis la capătul setului de cărți, am arătat, da, pasiunea, am arătat-o. Hai să amestec cărțile pentru decembrie, numărul 2 decembrie. Să beau un pic de ceai. Eu mi le împrăștie prin setul de cărți ca să nu apară totuși în aceeași formă. Dar dacă e ceva să reapară, vă dați seama că toate sunt hotărârile divine. Ai, numărul 2. Ai, numărul 2. Tot la cavalerul de bâte, conflicte și faetonul despre care am vorbit, vedeți? E pasiune. Dar știți că în acest nou destin, în această călătorie, eventual e o călătorie, cineva trebuie să facă o călătorie și sunt conflicte. Trebuie să se zbată pentru acea călătorie. Dar ia uite, iar apare soarele. Soarele, trezirea. Da. E o călătorie care se manifestă cu ceva conflict. Aveți niște invidioși în preajmă. Pe fericirea voastră, evident. Pe fericirea voastră. Hai să vedem. Odată, viitor... Iar călătoria, vedeți, 8 de spade și comunicarea plină de pasiune și inspirație de 3 ori. Ok, acum până aștept.
așteptare, precauție. Mamă, de ce precaut sunteți? Da, e bine, e bine să fiți precaut. Wow, turnul! Am zis eu că este trăsnet. Valetul de monede. 10 de cupe, ce îmi place să fie tot așa. Și 5 de cupe, vedem ce înseamnă. Asul de spade, aici este trezirea, trăsnetul, da, inspirația, ideea. Magicianul, cel care a vrut să vină cu cavalerul de cupe, acum vrea să vină cu ceva stabil. Pentru că înțelege că sunteți voi, s-ar putea voi să înțelegeți ceva. E o înțelegere, wow! Evrica! Că tu te magicianul, care este Mercur, Gemeni, deși ar putea să fie și fecioară, și berbec, și capricorn, și orice altă zodie care știe să manifeste, da? Regele de bâte. Aici este. Ah, ce frumos! Hai că o să fie bine totuși până... Poate chiar o să fii și împreună până la sfârșitul anului. Faceți și voi revelion. Ah, ce frumos! Faceți revelionul împreună și vă dați daruri! Ce frumos ar fi! Am tras cu coada ochiului. Lucrurile totuși merg încet, se dezvoltă încet. Pentru că, repet, sunt niște probleme într-un cuplu, da? Și cineva încearcă să se... Aici este. Ori probleme, ori să o iei de la zero. Ia uite remitul și să o iei de la zero. Dar cineva o să înțeleagă ceva. O să aibă o revelație. Că s-a mințit. Că s-a mințit. Iar poate este și, știți voi, tendința aia de runner and the chaser, cel care se duce și apoi sau cucerește, da? Și când vede că nu primește răspunsul pe care l-aștepta, întoarce cu spatele și pleacă și apoi începe celălalt. E un joc de du-te vino, da? Dar totuși, se va manifesta stabilitate după ce se vor cere scuzele pentru o atitudine prea rațională, prea strategică, prea manipulatoare, prea speriată, nu de bombe, de emoții, speriată de bombe. Și asta, personajul care e speriat de emoții, poate că sunteți amândoi, puteți să fiți amândoi, why not? Că așa se întâmplă, apar oglindirile în relațiile noastre, se întâmplă din cauza că ați avut și voi probleme în cuplu și unii de, ai mă, mă lași cu dragoste, da, dar asta, ce dragoste, că e ceva ce n-ați mai trăit în viața vieților voastre. Turnul ăla pe care l-am văzut mai devreme. Începe iar cu un trăsnet, dar cred că e un trăsnet mai degrabă mental. Este revelația, nu separarea dintre voi. Ideea, victoria. Dom'le, vreau victorie, fac orice. În sensul frumos al cuvântului, vreau să manifest acest început stabil, valetul și cavalerul de bâte, da? Dar, repet, cavalerul de bâte are în spate valetul de cupe. Adică iertarea, scuzele. Scuzele pentru o atitudine prea rațională din cauză că voi știți, la 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 la, sau veți afla dacă nu știți. Depinde cine trebuie să ceară scuzele. Și în momentul în care se va exprima, amândouă cărțile reprezintă exprimare, gemen, balanță sau vărsător, ca și aspecte, nu musai ca zodie, se va manifesta fericirea. Wow, veți fi în al șaptelea. Al șaptelea, de ce fiți al șaptelea cer? A șaptea dimensiune, wow! Ideea este că există pasiune, da? Pasiune și emoție, nebunie. Și totuși, cineva va pierde ceva. Unul dintre voi, ori unul dintre voi va menține ceva timp, nu neapărat ranchiună, nu, e de o sensibilitate aparte și din când în când are tendința să fie defensiv datorită problemelor ci de cupe doliului prin care a trecut, bolilor, pierderilor emoționale sau de oameni dragi, da? Nu că pierdeți, nu pierdeți această dragoste, nu. Dacă vă separați de cineva, persoana de care vă separați ca să fiți cu această nouă persoană, da, va intra în starea de doliu și va încerca să se lupte, să recucerească eventual un trecut pierdut.
Dar finalul în această poveste despre care vorbesc este 8 de spade. Un stres mental sau mai bine zis o obsesie, un gând. Tot timpul vă gândiți la sufletul vostru pereche. Aici este trăsnetul și aici este ideea. Tot timpul vă gândiți la sufletul vostru pereche, la această pasiune, că vreți să o manifestați, vreți să o simțiți. Și nu sunt cheeky, cheeky girl când spun asta, dar chiar vreți, da? Și nu doar să o simțiți, dar să și manifestați, repet, ceva serios. Probabil că așa sunteți voi sau persoana care vine vrea ceva serios cu voi. Vedeți cum se manifestă. Dar toată ziua, dacă mai continuați, aici este mesajul, dacă continuați unul din voi să fiți defensiv, veți regreta și vă veți gândi tot timpul, vai, la sufletul pereche. Dar eu zic că totuși, hai să și clarific. Pentru că apare și 10, apare și 5. În viața unuia dintre voi, voi care ascultați, sau persoana aceea nouă, super, super fantastică, dacă voi doi veți fi împreună, ceilalți vor plânge teribil că vă pierd. Va trebui eventual să puneți granițe destul de mari față de cei care vă regretă, pentru că vor încerca să vă recucerească. Și aici se e o cucerire, e o păstrare a unui teritoriu vechi. Înțelegeți, da? Clarificăm, te rog frumos, trăsnetul. Evrica, o dată, de două ori. 9 de cupe aici este. Dom'le, dar eu sunt fericit cu acest suflet pereche. Mă lași! Eu sunt fericit cu acest suflet pereche. 9 de cupe. Simt ce n-am simțit niciodată. Și atunci, ce aici este? Măi, dacă simt atâtea, chiar așa, fraier să fiu, să nu manifest adevărata fericire când vorba aia. Am toate instrumentele. Regele de monede. Regele de monede pentru mine este și un soț, un personaj cu un job foarte important și atunci, da, își dorește stabilitate, dar probabil că și o are. Dacă e și tradițional și într un cuplu, probabil că o are, dar, domnule, acum simte. Aici este trăsnetul, dragostea despre care am zis mai devreme, trăsnet. Clarificăm 5 de cupe. Până la urmă. De două ori, de trei ori. Steaua, măi, vă vindecați. Și repet, vor plânge oamenii în momentul în care veți lua decizia, că veți lua niște decizii, am văzut parcă faietonul, nu? Asta e sfârșitul de an. Vă duceți către materializarea acestei relații. Ce să mai... Ascultați vocea interioară. Faietonul despre care am vorbit mai devreme, da? Full, nebunul pe care îl avem și pe aici, da? Ia uite, nebunul. Doamne, aș fi un nebun să nu urmez vocea interioară, vocea inimii când sunt copleșit de atâta fericire și bucurie și de câte mai câte cânte. Pentru că dacă ați fost supărați, poate să fie o supărare din trecut, care acest personaj are o capacitate magică de a vă vindeca cu steaua. Vă inspiră la o altă viață. Clarificăm și 7 de cupe odată. De două ori. De trei ori. Aha, aha. Ce aici? Roata norocului aici este. Regele de cupe. Dragoste adevărată. 9 de monede. Femeia independentă preîmpărăteasă. Și roata norocului. Întâlnirea de destin. Timpul divin. Acum a venit timpul să vă întâlniți. Hai mă, nu mai faceți fițe. Nu vă mai blocați accesul la fericire, da? Aici este. Ia uite, alegeți în continuare 2 de monede, alegeți 6 de bâte victoria și 10 de cupe, măi. Deci puteți să fiți un cuplu fericit. Perfect! Ce a fost înainte o fi fost drăguțel, simpăticuț. Poate, pentru unii, poate, pentru alții nici atâta. S-a prins și o lumină, da? Dar, în acest context, puteți să fiți fericiți. Așa mi-arăt cărțile. Aș vrea să-mi povestiți despre poveștile voastre. Sau, da,
Aia, să-mi povestiți, să-mi scrieți despre poveștile voastre de iubire. Am zis mai devreme, vreau să-mi scrieți despre iubire, să vorbim mai mult despre iubire, pentru că ceea ce vorbim se manifestă. Ceea ce vorbim se manifestă și hai să vorbim, da, despre întâlnirea cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, despre emoții, pasiune, inspirație, Dumnezeu. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut, da? Trebuie să fac și numărul 3. Vă pup! Pa, pa! Bună ziua, dragii mei! Numărul 3. Numărul 3. Aveți, ia uitați, la capătul setului de cărți, 10 de spade, 4 de cupe. Vai, prin ce treceți? 5 de spade în marele preot. Marele preot. Cam, stai, trăsnetul și steaua. Seamănă etalările, dar evident că vă sunt detalii diferite. Ideea este că se întâmplă, dragii mei. Se întâmplă. Întâlnirea cu sufletele gemene, acelea sau sufletele darmice, da? Sufletele perechi darmice sau flăcările gemene, se întâmplă. Trăsnete, toți trăim trăsnete, separări de vechi ca să manifestăm nou. Este că trebuie să ieșiți din tradiții, în acea tradiție, în acea căsătorie, în acea, pentru că marele preot, în acea relație. Că poate să fie la job, un contract tradițional și familia, tradiția, cultura, da? V-a adus conflicte. Ați avut eventual personaje în acel sistem, da? Care v-au invidiat și v-au adus multă suferință. Dacă nu sunteți voi în această situație, sunt ei. Și situația lor va aduce vouă multă suferință, dar încheia suferința. Încheia suferința și manifestați ceva nou. Manifestați lumină, dragii mei. Manifestați dragoste. Aveți toate instrumentele. Învățați să-l folosiți și pe al cincilea, credința. Numărul 3. Și ei trăzniți de o stea. Trezirea la spiritualitate. Odată. De doi, de trei ori. O dată, de două, de trei ori. În octombrie. Mai, deci nu se poate, la toate au venit 6 de cupe. Am zis o întâlnire din alte vieți cu sufletul pereche. Faetonul. 10 de spade. Revine. Și 6 de spade. Vă eliberați de suferință. Clar, până la sfârșitul lui octombrie faceți o călătorie, pentru că trebuie, aveți două cărți care arată călătorie, și faetonul și 6 de spade. Pentru că e un suflet pereche care, ia să vedem. Acesta este altul. Hai să vedem. Imediat vă zic. Marele preot, regele de monede, 10 de monede, voi, dar vă eliberați de tradiții. Oh, și vă reprogramați, vă eliberați de stres mental. Wow, dar ce cărți. Aici, terminați cu un 5 de spade, ia să vedem. 8 de pute, Doamne ajută. 8 de monede, ce ar mai fi? 2. Da, încetişor, încetişor mergeți către magician, că l-a apărut ca și la emotiv, da? Probabil în octombrie, prin noiembrie, decembrie îl manifestați acest nou început. Însă, da? La capătul setului de cărți și aveți cavalerul de monede. Wow! Și voi vă îndrăgostiți, măi. Dar această dragoste se va manifesta foarte greu, pentru că are de înfruntat multe situații. Cel puțin unul dintre voi, deși, dragii mei, când e vorba de flăcări gemene sau suflete perechi gemene, cum ar fi ele, și unul și altul trebuie să-și rezolve treburile ca să se manifeste cavalerul de monede, întâlnirea în realitate, să vă bucurați de această îmbrățișare, de acest sărut, da? Care vine din alte spații, din alte vieți. Regele de spade. Se îndrăgostește. Iar personajul logic, rațional, prinde viață. Dar, tocmai pentru că e logic și rațional, nu se mulțumește doar cu niște vise, visuri, da? Vrea să materializeze acest vis. În spate are de lupt, dat nu știu câte lupte, iau-te, are putere, are,
Are putere, da, e bătăios, bătăuș, bătăuș, dacă e nevoie, dar are și multe responsabilități. Totuși, iar apare același leitmotiv, asul de monede și regina de cupe. Un personaj care vă aduce dragoste și pasiune în același timp. Oare de ce au semănat? Bine, repet, cu diferite nuanțe. În acest moment, în acest context, 6 de cupe îl văd altfel. Îl văd copiii și familia. În prezent vă gândiți la copii și la familie. Știți că sunteți oameni stabili, responsabili și totuși vă doriți să mergeți către stea. Faeton, către un nou destin. Aveți nevoie de făcut o nouă călătorie care simt că vă va schimba viața. Aveți deja faetonul, 6 de spade, 8 de bâte, cel puțin 3 cărți care arată nevoia unei călătorii. Dar ca să faceți această călătorie, știți, sunteți conștienți că trebuie să lăsați un ciclu de trădări, eventual să vă lăsați familia. Iar familia, tradiția, cultura în care ați crescut. Poate să fie familia, mama, tata, și relațiile cu prietenii sau de la job, da? Sunt relații separate. Da? Eventual, familia în care ați crescut, mama, tata, frații, surorile, rudele, v-au trădat și trebuie să vă eliberați de ei. Da? Familia în care ați crescut, în care ați manifestat copilăria. Cineva, un suflet eventual. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Din preajma voastră, de pe unde stați voi, v-ați întâlnit pe lângă casă cu un suflet pereche care eventual declanșează această transformare. Deja e o transformare, dar am văzut 10 de spade și la început și nevoia de a manifesta ceva nou. La sfârșitul lui octombrie, iar vreți să ieșiți din stres, din programările acestea tradiționale. Deci e programare 8 de spade, stres mental, nu ca la 9, altfel, în care nu găsiți soluții. La 9 își adaugă în plus gânduri fără sens. Dar ideea e cu 6 de spade, vreți să vă eliberați și de gândurile negative, de apele tulburi. Și de oameni, interesant, de oamenii care vă țin ca într-o cușcă. Oamenii care vă programează, vă spun, a, nu că nu se poate, nu că nu-i frumos. Aoleu, dar cum poți să faci așa ceva? Pentru că familia noastră niciodată n-a făcut așa ceva. Familia noastră niciodată n-a mers după dragoste. Familia noastră a mers după tradiție și după banii. Cum să faci așa ceva? Că nu este creștinesc? Dar oare ce este creștinesc, dragii mei? Oare ce este? Odată, ia, clarificăm 5 de spade, de 2 ori, de 3 ori. Regele de foc. Vreți să cuceriți pe cineva, regele de foc cucerește. 5 de spade cucerește, cu orice chip. 8 de bâte iar bombardează. Mesaje, cu pasiunea sa, dar e și o călătorie. Călătorie, repet, pe care vreți să o faceți ca să cuceriți pe cineva. Pe de altă parte, dacă nu e vorba să cuceriți pe cineva, vreți să vă cuceriți, să vă cuceriți acel magician, acel nou început. Interesant, regele de bâte și magicianul pe care l-am văzut, poate aveți niște calități artistice, unii dintre voi. Da, și pentru aceste calități artistice trebuie să vă luptați. 4 de bâte, 6 de bâte. La capătul setului de cărți. Da, vreți să construiți. 3 de cupe. A fost o separare între voi, turnul. Ia uite, cineva la care ați visat, visul. Cineva care simțiți că este... Vocea interioară vă spune că un personaj, regina de cupe și asul de bâte pe care l-am văzut dați în urmă, vă cheamă, faetonul apare de două ori, vă cheamă la un nou destin, vă cheamă să mergeți înspre ei. E vocea, vă șoptește, da, în vise, vă șoptește în vise, să veniți înspre ei.
E o separare între voi, din ce motive s-a produs, nu știu. Dar această separare a adus multe, multe lacrimi, 5 de cupe. Multe lacrimi. Se dorește reconstrucția cu 3 de monede, se dorește victoria, se dorește întâlnirea aceea frumoasă în care sunteți fericiți cu, eu știu, prietenii, cu persoana dragă. Și pentru asta, regele de bâtă, trebuie să manifestați încredere. Da? Ia uitați ce, cum se uită, da? Mi-a plăcut imaginea asta. Dacă aveți dușmani, dragii mei, oricine ar fi în 5 de spade ca și dușmani, sunteți regi. Bărbați, femei, nu contează, sunteți regi. Sunteți în autoritate, sunteți o energie. Dacă vreți să manifestați masculinul, vorbesc și pentru femei, dacă vreți să manifestați masculinul din voi, sunteți teribil. În momentul în care vă hotărâți, da? Și uitați cum zburați. Până în capătul celălalt. A lumii? Nu știu. Voi o să spuneți. Dar e o pasiune, am deschis la asul de bâte, judecata și diavolul. E o pasiune care vă atrage. Am zis, pe calea visului e ceva, wow. Probabil că nu a apărut pentru că este mai veche. E undeva, a fost pus în stand-by, dar apare aici, să nu uităm că a apărut la drăgostiți. Regele de spade, semn de aer, deși nu obligatoriu. Poate are marcaj, poate are ascendent în gemen, balanță sau... sau, hai domnule vărsător, da, ia uite, dezamăgiți, suferinți, că doar a apărut 10 de spade, suferiți ca, nu știți cum e, cum suferă un câine, așa se zice, odată, pentru noiembrie, de două ori și cățelul meu, aurul cățelul meu, am înțeles, de trei ori, dragii mei, pun pauză să o las pe Murița înăuntru. Vedeți, dragii mei, cum vin mesajele. Am făcut comparația cu suferința asta cu a unui câine. Știți, câinele suferă foarte mult pentru stăpânul său. Și mi-am adus aminte că o lăsasem pe Murița afară. Acum s-a făcut rece și a trebuit să o bag în casă. Da, odată, numărul 3, de 2 ori, de 3 ori. Ok. 5 de monede. 9 de cupe, îmi place că avem și așa ceva. 6 de bâte și la voi apare, este super, mă bucur, dar toate au apărut, opa, 7 de spade. Regele de monede reapare la voi, judecata, regele de cupe, în aceeași formulă mai apărut la numărul 2, dar nu mai știu exact la ce lună, parcă tot în noiembrie, da? Și 8 de monede, ce reușiți să faceți, trebuie să alegeți în continuare. Aveți opțiuni, dar trebuie să judecați corect aceste opțiuni și să manifestați, visați eventual cum să manifestați, visați și faceți planuri cum să manifestați ceva nou, eventual în secret. Trebuie să manifestați ceva nou în secret. Oare de ce? Pentru că v-ați găsit perechea, dragii mei. Poate că în noiembrie se va manifesta această înțelegere, regina de spade și o discuție cu un personaj care vă pune pe foc. Ia uite, cavalerul de bâte, regina de bâte, soarele. Și nu vorbesc de zodii, puteți să vă simțiți pe unde vreți voi să vă simțiți. Eu vorbesc acum despre citesc energiile, da? La capătul setului de cărți, valetul de monede. În această poveste de dragoste, trăsnet, în această separare,